Bine, v-am regăsit la o nouă ediție Extreme Time for Business. Partea de învățare online în piața de asigurări nu a fost o opțiune, ci o obligație ca răspuns la pandemia COVID-19. Așadar, toți cei peste 50.000 de distribuitori care își desfășoară activitatea în piața de asigurări au fost nevoiți să se familiarizeze cu e-learning-ul, în așa fel încât să continue să-și dezvolte cunoștințele și competențele în domeniu. Despre arhitecții schimbării din această perioadă vorbim pe final de an și în revista Prim și în interviurile Extreme, iar astăzi vorbim despre ceea ce înseamnă schimbarea în domeniul dezvoltării profesionale cu Florian Gaba, director general Profiduciaria. Bine ai venit, Florian! Bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit, așa este. La Extreme Time for Business cred că a trecut ceva timp de când ne-am văzut. Am mai văzut la despre oameni cu povești și detalii și private și profesionale. Așa că îți mulțumim că ești nou alături de noi. Și eu mă bucur. Florian, ce schimbări a adus această perioadă la nivelul raportării la tot ceea ce înseamnă pregătirea profesională în asigurări? Aceleași schimbări de principiu care sunt în toată societatea. Tot ce înseamnă învățare în cazul nostru s-a dus în digital. Raportându-le la activitatea noastră, Profiduciaria, nu am înregistrat schimbări majore. Am avut o creștere a numărului de cursanți pe platformele noastre, dar și o creștere a cererii pentru tematici legate de dezvoltare personală, în cazul Profiduciaria, comunicare, managementul timpului, tehnici de vânzare sau alte tipuri de cursuri de tipul acesta, care nu se mai puteau face la sală și atunci am încercat să găsim soluții să le transferăm în zona de cursuri e-learning. Asta am încercat noi să facem. Sigur, au fost și alte modele de online, cum e webinarul pentru alte companii. Dar în cazul nostru asta a fost schimbarea, dacă putem să-i spunem schimbare. Am făcut lucrurile așa cum le făceam înainte, dar le-am schimbat un pic, că nu au crescut numărul de cursanți care au venit către noi în perioada aceasta. Considerăm că aceasta a fost o oportunitate sau pur și simplu o nevoie de adaptare la context? Și oamenii și companiile au pus mare preț pe tehnologie și în zona de învățare. Motiv pentru care noi, ca furnizori de servicii de învățare, am venit cu soluții suplimentare în acest sens. Avem o divizie separată, Nosco Learning, pe lângă platforma de e-learning Totara, aducem soluții suplimentare chiar în perioada asta, le-am adus în perioada asta, nu știu, de tipul Totara Engage. E un produs care poate fi folosit separat sau integrat în platforma de e-learning Totara și care permite utilizatorul accesul la învățare non-formale. Până la urmă, fiecare dintre noi folosim diverse surse pentru a ne învăța, tutoriale, articole, cursuri oferite de diversi furnizori, cărți, video și alte astfel de instrumente. Pentru aceste surse avem în prealabil o căutare și o selecție înainte de a folosi pentru învățare. Având în vedere că aceste surse sunt deja validate de noi, pot fi oferite celorlalți utilizatori astfel încât să nu mai treacă prin etapa de căutare și selecție. Și putem să avem rolul de curator pe subiectele aduse în platformă. Asta e un mare produs pe care l-am adus în acest moment. Adică informația a crescut atât de mult că ceva trebuie să-ți facă o selecție. Iar poate să-ți facă o selecție cine e specialist. Și atunci, dacă ai în organizație oameni care chiar se pricep la ce au căutat și ce au găsit, transferul de tipul ăsta de informații, de care am spus, cărți, video, articole, să fie relevante pentru... Deci, într-o dată te trezești cu informație care e relevantă pentru activitatea ta din cadrul companiei. Am venit cu un alt produs care era important în această perioadă, Totara Perform. Noi am gândit mai de mult produsul, e un produs mondial pe care noi îl vindem și în România, cum fac și brokerii de altfel, dar îl personalizăm în funcție de compania pentru care lucrăm, se numește Totara Perform și poate fi folosit separat în platformă de e-learning sau integrat sau separat și care permite managementul performanței, care e foarte util pentru specialiștii din HR. Permite utilizatorul accesul la învățare, însă produsul ăsta de care am vorbit acum, Perform, permite monitorizarea competențelor dobândite în urma instruirii, setarea unor competențe și obiective noi pentru utilizatori, stabilirea termenului până când trebuie să atinse și prin ce modalități, evaluarea atât pentru manageri cât și pentru colegi și raportul de progres. Oamenii au nevoie de progres, adică companiile au nevoie să vadă progresul de învățare al angajaților sau colaboratorilor care parcurg un material de curs. Ar fi culmea să doar să bifeze, cum din păcate se întâmplă într-o anumită cazuri, doar să bifeze că au fost prezenți la curs. Ok,
Și eu am făcut cursul la sală și aveam impresia la finalul cursului că mulți au adormit în timpul cursului. Sperăm că nu s-a întâmplat așa. Din ce înțeleg, Florian, până acum din soluțiile de care îmi spui, voi ați identificat cumva deja niște nevoi cărora ați și răspuns. Una este acest aport foarte mare de informații pe care trebuie să-l gestionăm cu toții. Da. Ne dorim cu toții să învățăm, să ne dezvoltăm, dar ai mare dreptate, la un moment dat ajungi să realizezi că ai doar niște ore disponibile într-o zi și nu știi de unde să începi și poate îți pierzi timpul cu lucruri neverificate și care nu sunt chiar ce trebuie și aici veniți voi și faceți selecția. Un al doilea element este nevoia de evaluare. O fac tot companiile din interior cu această aplicație în care oamenii care au deja o experiență pot trimite și sunt validate de cineva acele informații și la ceilalți din grupul companiei sau grupul distribuitorilor sau diverse grupuri, echipe din cadrul companiei, în sensul ăsta. Da, e cumva ca în promovare, faceți un fel de endorsare pentru anumite surse de informare. Exact, exact. Pe care voi le-ați verificat, le-ați testat și știți că e ce trebuie. Și practic asta faceți, economisiți timp pentru cei care învață cu ajutorul vostru. Și oferiți și niște ustensile utile pe partea de evaluare, pentru că, așa cum spuneai, teoretic învățăm, dar trebuie să înțelegem și la ce nivel suntem și evaluările astea sunt din ce în ce mai complexe. Iar în contextul acesta al pandemiei, în care totul se întâmplă remote și suntem oarecum distanțați din foarte multe puncte de vedere, probabil că evaluările sunt mai utile ca oricând. În toată această perioadă, cu toată adaptarea la noile nevoi și la noile soluții necesare, ați întâmpinat și probleme, să zicem că ar fi două, trei probleme importante de care v-ați lovit și pe care sper că le-ați și depășit, care ar fi acestea? Una dintre probleme a fost păstrarea cursanților, evident, pe care i-am avut și avem un portofoliu. Și problema a fost din faptul că oamenii au ales la un moment dat furnizorul în funcție de preț. De prețul cursului. Și am încercat în perioada asta să oferim, să menținem un preț competitiv. Dar să nu facem raba la calitate. Pentru că atunci revin în zona de asigurări, că poate sunt pe înțelesul celor care mă urăsc din zona de asigurări. Când vinzi o poliță de asigurare de locuință și tu ai nevoie de asistență, ca să nu te duci să cauți tu asistența, nu știu ce, înseamnă să plătești un pic mai mult acel produs. Da, corect. Motiv pentru care și noi în zona de învățare au venit oameni care zic, da, e prea scump. Și am încercat să găsim o formulă și financiară, dar în același timp să păstrăm calitatea, să nu facem rabat la calitate, asistența încă s-o, cu ghilimele de rigoare s-o dăm mai și la produsul nostru integral folosind calitate. Adică n-am renunțat, n-am făcut rabat la calitate. Un al doilea lucru, o altă problemă pe care am avut-o în perioada asta a fost lipsa abilităților în utilizarea cursurilor online, interactive. De ce? Pentru că dacă mulți oameni, mai ales de o anumită vârstă, nu dau vârstele că poate ne văd ce acei oameni, dar de o anumită vârstă și înțeleg foarte bine, ei neutilizând e-learning-ul în general, s-au lovit de niște produse de înalt nivel, cum facem noi, la nivel mondial, care presupun și interactivitate, să răspund la întrebări, să preie un obiect dintr-un alt obiect și mai departe, și neutilizând în viața lor, cum se făceau înainte polițele pe hârtie și acum se fac pe calculator, tipul ăsta de problemă am avut-o. Și am ar fi o problemă, asta ar fi a treia, cum ai zis, două, trei, hai să mă opresc la a treia, să răspundem numărului mare de solicitări cu echipă restrânsă. Noi suntem o echipă mică și am încercat să răspundem numeroaselor solicitări care au venit în vremea asta. Și avem un plan pe care încercăm să-l punem la practică, din practică de anul viitor, un plan de automatizare a serviciilor pe care le oferim în acest moment. De dialog cu oamenii, având foarte mulți cursanți, încercând să automatizăm anumite lucruri, să le mai facem cum fac și asigurătorii și cum fac și brokerii și cum fac în general companiile din ziua de azi. Automatizează cât mai mult sistemul să ne ușurăm toți munca. Da, așa e, pentru că nu numai volumul de informație mare, dar și volumul de muncă și cu siguranță gestionarea lui e o provocare și dacă digitalizarea ajută, de ce nu?
Florian, dacă ar fi să te gândești la o lecție învățată în această perioadă, cea mai importantă, care ar fi? Și aș vrea să-mi spui din două perspective. O dată din punctul de vedere al profiduciaria, deci voi ca profesioniști, ce lecție ați v-am învățat pe voi perioada asta de pandemie? Și totodată, analizându-vă clienții, cursanții, din punctul lor de vedere, care a fost lecția pe care le-a oferit-o pandemia? Cred că e o lecție pe care o generalizez și spun că asta se aplică tuturor, inclusiv nouă. Este foarte important să te adaptezi, să te poți adapta rapid la orice context, pentru a putea răspunde nevoilor clienților, cum e cazul nostru, nevoilor de învățare. Și de a păstra atât poziția în piață, noi suntem lideri în piața de învățare pe profiduciaria și portofoliul de clienți. Și am încercat să răspundem nevoilor lor din acest moment, fără să creștem, de exemplu, fără să creștem tarifele. Chiar dacă a presupus un efort. Cred că asta am învățat noi și toată piața, să te adaptezi rapid la orice context. Și la un context ăsta pe care nimeni nu l-a prezis, a venit peste noapte, numai că noi am avut avantajul pe care l-am construit din timp ca învățarea să se producă online. Și atunci, dacă noi am avut avantajul ăsta, schimbările nu au fost atât de, hai să spunem, grave, cum au fost la alții, care s-au trezit peste noapte că nu mai pot interacționa cu oamenii. Dar, spre bucuria mea, văd că piața de asigurări în perioada asta a crescut, chiar dacă oamenii n-au mai putut comunica face-to-face. Dar piața totuși a crescut. Ceea ce arată că s-au adaptat destul de rapid nevoilor din piață. Că există totuși acolo un fundament pe care se poate baza, da, care da, nu se da. Clatină atât de ușor, chiar și în vremuri complicate. De asta am încercat să păstrăm și noi portofoliul de clienți în perioada asta și să-i ajutăm să răspundă nevoilor lor din acest moment. Cum stăm în acest moment, în principiu cam știm cu toții. Ce va urma, cam nu știm cu toții, ca să spun așa, pentru că nimeni nu știe foarte concret ce va urma, dar așa niște idei fiecare în domeniul lui oricum își conturează. Din perspectiva ta, ce rezervă viitorul în acest domeniu al pregătirii profesionale în asigurări și poate nu doar în asigurări, pentru că știm că profiduciaria lucrează și în afara pieței de asigurări și cu toate că noi suntem specializați în acest domeniu, experiența voastră și în alte domenii cu siguranță ajută. Avem două perspective. Una, evident, pe asigurări. Facem referire la noua normă de pregătire profesională care se schimbă. Am văzut noua propunere făcută de ASF. Piața a venit cu propunerile ei de modificări, dar în esență se vor păstra multe din lucrurile de acolo. Și sunt binevenite anumite schimbări de acolo. Dar așa cum își dorește piața să vândă și mai multe produse de asigurare, la fel ne dorim și noi și oamenii pe care îi avem în portofoliul nostru și companiile și procesul de învățare, dezvoltarea profesională să fie de folos în activitatea lor. Nu doar să bifeze că fac pregătirea obligatorie. Ne dorim foarte tare ca în fiecare an să venim cu propuneri noi de cursuri specifice activităților. Ceea ce încercăm să facem, ducem în cealaltă parte a business-ului nostru, tot pe e-learning, ceea ce încercăm să ducem și în alte industrie. Costurile sunt foarte mari, întâlnirile la sală, în general, au fost foarte mari și acum cu pandemia oamenii au făcut calcule și au dat seama că trebuie să fie un balans între întâlnirea la sală, care trebuie făcută, pentru că ai nevoie să te întâlnești cu oamenii, și e-learning, astfel încât să existe un echilibru de o parte și de alta. Eu îi spun blended learning, adică să fie o combinație între varianta online și varianta la sală, unde ai nevoie de întâlniri cu oameni care se discută nuanțe pe care nu le poți prinde întotdeauna în zona de online, de învățare online. Cam asta ar fi, în esență, apropo de schimbări. Ne dorim să, pe noua normă făcută de ASF de pregătire personală, ca în fiecare an să venim către oameni cu nevoi care să răspundă activităților. Nu doar să bifeze că au făcut pregătire obligatorie, ci să le fie de folos cursurile pe care le punem noi la dispoziție. Asta și împreună cu asigurătorii. Am avut sprijinul anul acesta, anumitor asigurători, sper să mărim aria asigurătorii interesați de acest lucru,
au fost deschiși să facem împreună niște cursuri pe înțelesul oamenilor, pornind de la produsele de asigurare pe care ei le au în portofoliu. Și am reușit să facem niște cursuri apreciate de piață și asta mă bucură și sper să găsim înțelegeri și anul acesta și de la acești asigurători și de la alți asigurători să dezvoltăm produse pe care oamenii să le învețe într-o formulă de învățare ușor de parcurs și de înțeles. Altfel e foarte greu să stai să citești polițe care au zeci sute de pagini. Unele s-ar putea să nu le înțelegi, așa că ai nevoie cineva să-ți traducă acel conținut foarte tehnic. E greu dacă zic că de crezut că nu veți găsi acest sprijin, pentru că indiferent de direcția în care ne îndreptăm, că vom rămâne mai mult în online, că ne întoarcem în offline sau că vom avea acea blended version de care vorbeai, e clar că pregătirea profesională este ceva imperativ, indiferent de direcția în care ne îndreptăm, și profesionalizarea e cu siguranță o condiție pentru a merge mai departe, nu doar pentru domeniul asigurărilor, ci pentru orice domeniu, dar mai ales în domeniul asigurărilor, unde nevoia de creștere este una mare. Florian, mulțumim frumos și pentru opiniile cu privire la contextul actual, dar și pentru ideile despre viitor pe care le aveți despre ceea ce înseamnă pregătirea profesională în asigurări. Să ne auzim anul viitor cu proiecte noi și cu un context care să ne ajute și să vă ajute să obțineți rezultate cât mai bune, iar piața de asigurări să crească nu doar la nivel de cifre, ci mai ales la nivel de specializare și profesionalizare. Asta îmi doresc și eu și trebuie să adaug o paranteză aici, că îmi doresc să vă văd față în față, nu doar pe voi, ci oamenii din întreaga piață. Asta îmi doresc foarte tare, dincolo de discuțiile pe care le-am avut despre învățare, despre creșterea pieței, îmi doresc să ne vedem. Asta îmi doresc foarte tare când ieșim din pandemie, să ne vedem, iar voi sunteți cei mai în măsură că faceți niște evenimente faine și un bun context să organizez cât mai multe evenimente anul viitor, dacă se va putea. Promitem că în primul moment în care se va putea, cu siguranță vom fi primi așa cum am arătat și anul acesta, care vom deschide poarta aceasta către offline. Perfect, pentru că și noi m-am liniștit. Și noi credem foarte mult în puterea offline-ului totuși, chiar și într-o era online în care trăim. Mulțumim mult, Florian, un an nou, cât mai bun să aveți. Și vouă vă doresc.